S-a încheiat tabăra de apărare și supraviețuire Danubius 2019. Evenimentul s-a desfășurat timp de 5 zile pe plaja mare din Călăraș. 85 de participanți din Călăraș, Mureș, Sibiu, Vrancea, Buzău, Prahova, Ialomița și București au participat la prima tabără de supraviețuire și apărare organizată în județul nostru. În penultima zi a taberei, participanții s-au întâlnit cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarm Călăraș, care au prezentat tehnici de autoapărare. De asemenea, reprezentanții jandarmeriei au vorbit despre consumul de substanțe interzise și prevenirea faptelor antisociale. Asta este penultima zi de tabără și așa cum am scris în program inițial, este ziua dedicată jandarmeriei Călăraș. Ei sunt partenerii și prietenii noștri la toate acțiunile pe care le facem și astăzi au venit să vă vorbească despre primul ajutor în caz de situații de urgență, despre droguri, efectele nocive și psihologice, efectele psihologice ale drogurilor, iar după masa de prânz veți avea, de fapt, un atelier de autoapărare. Veți învăța tehnici care să vă ajute în caz de un atac, de cineva vrea să vă fure telefonul sau geanta sau se repede pur și simplu la voi. Avem alături de noi astăzi pe domnul Valeriu Mănescu, pe doamna Iulia Stanciu, psihologul jandarmeriei Călăraș, doamna Aurelia Șovăilă, care este public relations, am zis bine, Tatiana Enescu și domnul Arcos, pe domnul Cireas, nu știu cum îi cheamă. Să prezintă dumneavoastră. Da. Butonier major Bazac de Nuț. Pare bine. Eu le mulțumesc foarte mult pentru toată colaborarea pe care am avut-o până acum și sper că în continuare să colaborăm la fel de bine. Sper să învățați, să fiți atenți, cât de învățat veți învăța sigur, dacă sunteți atenți, tot ce vă vor spune ei astăzi. Prima parte a zilei se va desfășura aici, după aia aveți la 12:30 o jumătate de oră pauză până la ora 1 când începe masa. La 2:30 punct, toți sunteți aici. Da? Vă rog să purtați tricourile pe care le-ați primit la începutul taperei. Eu vă urez o zi minunată. Frate, mai pe nas, ridicăm brațele, le coborâm de mai la afară pe gură. Și tragem mai pe nas, le dăm afară pe gură. Încă o dată,